Mi se pare foarte trist când văd oameni care își doresc din toată inima să muncească pentru a-și putea întreține familia, însă li se închid constant ușii în față. Am mai discutat despre asta. Și mai trist mi se pare faptul că, mizând pe promisiunea unui loc de muncă mult mai bine plătit, unii pleacă în străinătate pentru a lucra, dar odată ajunși acolo află de multe ori că totul e o farsă. Săptămâna asta, la rubrica Ceasul Bun, cunoaștem o familie din Boldești, Grădiștea, care a trecut printr-o astfel de dramă. El este Florin, are 6 ani și își dorește să ajungă polițist, să-i apere pe cei neajutorați și să poată avea grijă de frații și de mama lui. Nicoleta Ene are 5 copii, dintre care 2 au plecat pe propriul drum. Acasă au mai rămas Alexandru, care are 13 ani, Tania, doar cu un an mai mare decât Alex, și mezinul familiei Florin. Și-ar fi dorit să le poată oferi mai mult, însă este foarte greu, datoriile sunt multe, iar veniturile foarte mici. Soțul nu a mai lucrat, din cauza vârstei nu l-a mai angajat nimeni și eu am fost refuzată din cauza vârstei. Marian are 50 de ani și este de meserie mecanic. Problemele familiei au început acum câțiva ani, când i s-a promis un loc de muncă în străinătate. Ne-am împrumutat, am luat bilete plus bani să aibă de cheltuit. Când a ajuns acolo, nu i s-a mai răspuns la telefon. A fost nevoit să lucreze la negru la un turc, a lucrat, ce a intervenit acolo că l-a dat afară, întâi nopții, cu bagaj, cu tot. M-am împrumutat iarăși bani, a trebuit să merg să-l iau. După multe căutări, Marian a reușit să se angajeze tocmai la Constanța, pe șantierul unei biserici. Familia lui a rămas acasă, în Prahova, iar el le trimite banii pe care îi câștigă. De cele mai multe ori, nu le-a ajuns să le acopere toate cheltuielile. Au vândut locuința pe care o aveau pentru a-și putea achita datoriile. Acum stau într-o casă mică pe care o împart cu alte două familii, dar se străduiesc să facă mai mult pentru copiii lor. Am zis să facem tot posibilul să putem să mai ridicăm în continuare ca să fie al nostru. Noi ne-am străduit, am început ceva, dar din lipsa banilor am rămas așa. Materiale de construcție. Ne-ar mai trebui căpriori, scândură, ciment, adeziv. Împreună putem să le dăm o mână de ajutor să termine casa și să-i sprijinim să rezolve măcar problemele stringente. Nicoleta are dureri mari de picioare, însă nu își permite să meargă la medic. Florin are nevoie urgent de un consult oftalmologic, de o geacă pentru iarnă și de niște ghetuțe. Fratele lui speră ca din toamnă să se poată întoarce la școală, pentru că din cauza lipsurilor, el a fost nevoit să renunțe anul acesta. Le puteți fi de ajutor făcând donații în bani, materiale de construcție, haine sau alimente. Așadar, o situație foarte grea. Dar dacă ne mobilizăm cum facem de obicei și le întindem fiecare câte o mână de ajutor, îi putem face pe cei din familia Ene să treacă peste acest impas. Implicarea voastră contează enorm pentru acești oameni. Nu uitați, puteți scrie oricând la adresa ceasulbun@starenației.ro. Larisa e acolo și vă dă toate datele necesare.